Festivalul Internațional de Limbă și Cultură a reunit pe aceeași scenă diferite popoare. Prin cântec și danse, Livia a oferit un spectacol inedit, plin de culoare. Participanții au purtat costume tradiționale specifice țărilor din care vin. Câțiva copii din Indonezia, India, Africa și Republica Moldova au interpretat un cântec în română. Au uimit publicul și tinerii din Kenya care au dansat pe ritmuri moldovenești. Scopul acestui festival este de a promova pacea și toleranța, prietenia între popoare și diferite limbi și culturi. Festivalul a fost organizat de Liceul Teoretic Orizont. Rezultatele frumoase ale acestor copii ne duc faima Republicii Moldova și Chișinăului în întreaga lume. Pe scena Palatului Național au evoluat elevi din Statele Unite, Rusia, Georgia, Kazahstan, Albania, Azerbaijan, dar și din țările vecine, România și Ucraina.